Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Gata, dă-i tăticu! Îmi place să fac spectacol în bucătărie și se împarte mult mai bine. Adică dacă arunci așa din aer, făina nu cade doar într-un punct, se duce mai multe puncte. Așa se fac pastele, șef! Așa se fac! Să dai puțin pudră de asta și pe Cătălin. Așa! Cătălin făcea niște paste cu pere, le-a mai făcut el. Data trecută a pus foie gras, acum nu era foie gras. Florin, pe partea asta, făcea carbonara, bă, cu coși de ou, așa. Pac, umplute cu sos de carbonara, cu tare, cu tare. Mă uitam și la ei mei. Bă, și nu înțelegeam ce se întâmplă. Bă, Mărie, ți ajunge usturoiul ăsta aici, mă? Te să iei uleiul gust, șef. Și nu lași usturoiul deloc? Nu. Dar este că e cremă, eu nu înțeleg ce faci. Vigeți, dar știi acum tu poate ce faci, că eu nu înțeleg. Băi, fac usturoi, dar el înțelege că eu îi fac o cremă de usturoi, dar eu nu am vrut să fac asta. Am întrebat, cred că 20 de ori. Mărie, care-i sosul? Ai încredere în mine că mi-e greu să-ți explic, să mă opresc, să-ți explic. Ăsta, gata, l-ai dat după foc? Jumătate de litru de ulei și 3 căței de usturoi, ăsta-i sosul. Că nu s-a întâmplat nimic cu ăla. Se simte, șef. Vine și-mi ninosăți. L-am încălzit un pic. Ninosăți. Turoi, nu știu ce, n-am înțeles ce sos vrea să facă. Eu avem ideea fixă în cap și șef Bontea nu reușește să înțeleagă ideea mea. Nu am înțeles. Ăia fac cu pere, cu foie gras. Bă, voi ce faceți? Ravioli umplesc cu porcini și ulei cu usturoi. Bă, bune? Mă uit acum. Beșamel aici, Mărie? Stai că mă uit acum, șef. Ăsta e beșamelul de care ai tu nevoie, că ai zis că trebuie să fii mai subțire la aceea. Să uită, Mărie, în cratiță. Începe să înjure, să facă, să dreagă. Ăsta e beșamel? Vă știți cum arată beșamelul? Ziceai că e gled ăla de dat pe pereți. Așa arată beșamelul? A fiert făina aia vreodată? Făina trebuie fiartă. Păi da, șef. Trebuie să fiarbă. Păi și tu vezi ce e acolo? Păi ce crezi că a făcut acolo foca? Mă, omule bun, dar dacă ți-am spus să faci beșamela. Eu știu să-l fac cum l-am învățat să-l fac. Beșamela e numai una. Logic, pentru că e un sos de bază și de acolo derivi. Nu știu care e ideea, ori să o saboteze pe Maria, ori că habar n-au, ori că nu înțeleg. Adică dă-o, eu nu cred că focă nu știi să fac o beșamelă. După părerea mea, am terminat beșamelul, i-am arătat la Maria, uite, asta e consistența. Maria? Da. Mai mare vrei? Nu, așa e bine. E ok? E bine așa. Bag-o repede la răcit. Da, bagă la răcit. Bine, dacă îl răcești cu forța, se uscă, se întărește. Repede, bagă la răcit, bagă. Bine. Nu, îmi cer scuze, atât am știut. Maria mi-a zis că e ok, așa l-am făcut. Doamne ferește. Ionuț, știi să faci beșamelă? Dă-i. Doamne ferește. Cum trebuie. Da, știu, ți-am zis. Ok, mă apuc de beșamel. Ce faci acolo? Beșamel, îi fac beșamel, o zis. Uite, mai deja aici, puneți bă, lapte, șef. Mă, peste ăla și puneți-l să fiarbă. Bă, fraților, ce aveți? Șef, o zis că nu-i bun, șefi. Cu ce am greșit eu? Dar cum e bun? Dar ce nu e bun, mă? Nu-i bun, șef, are ce are, dar nu e bun, Mărie? Șef, e prea dulce, nu-i fiartă făina înăuntru. Și ce trebuie să facă, mă? Păi dacă vrei să pun un pic... Bă, voi o luați de la început, sunteți nebuni? Hai, dai din nou. Lasă că o fac tot. Bă, sunteți nebuni? Bă, puneți, bă, lapte, bă, faceți beșamel. Bă, e doar făină, bă, nu-i nimic aici. Unde e numai făină, șef, e numai făină, e numai făină crudă, șef. Știu, e făină asta crudă. V-am zis și eu. De asta și-o zis că nu-i bun. Normal că nu e bun. Adică să-mi o iau eu pe spate pentru altul care nu știe să facă beșamel. Eu nu știu de ce vreți beșamel, că doar nu gratinați nimic, dar dacă trebuie, trebuie. O știi, Maria, ceva? Lasă că-l fac eu, du-te vezi unde-i treabă, Maria. Trebuie să vă controlez pe tăță, dar trebuie să vă mă uit la fiecare în parte. Ei, ăștia se iau la... Robi, faci-mi un popcorn, te rog frumos. Păi da, du-te, uite, să mă duc afară, faceți voi. Relax. Calm down. S-au certat ca nebunii la ușa cortului și-au aruncat cu cuțite, cu furculițe, cu linguri, cu spray, cu pârși. Și cred că de aici încolo să vedem o mare scenă de MMA, cu bătaie, cu box, cu... Și cred că și-au și mănuși și nu, mai, mult numai. Mai aveți 30 de minute. 30 de minute. Da, șef. Hai, gata, alegele. De aici încolo ne grăbim maxim. Da, șef. Nu știu ce de paste faceți. Abar n-aveau de capul lor. Ce trebuie să fac? Pastele alea... Bă, frate, minutul 30 și măcar n-aveau foca. Mărie, faceți odată pastele alea. Mă uitam și eu în stânga. Ăia deja pastele le întindeau, tăiau. Dă-mi coapă că le închid eu.
Și haideți, închideți-l odată! Mamă, n-aveți o macaroană făcută. Zi, bă, frate, ce faceți? Bă, treziți-vă! După aia a început, dă-i și trage, dă-i și alea. Te rog eu, fă-i mai mari, că pui doar unul. Păi da, dar trebuie să respectăm bă, unul și... sau trei? Trei. Dacă pui unul din asta, e destul de mic. Bă, faci și tu tortelinii, trebuie să fie și ele cumva mai măricele, așa. Ce faceți, mă, voi? Putem! Una singură face! Hai, năveți, îmi trebuie să fac așa și gata. Nu, Vince, nu așa se face. Da, tu, hai, deci, da, atent. Da, da. Una, da? Băi, Frenche, face singură, paste, singură! Nu reușeau să taie niște pătrățele de-alea toate la fel. Bă, așa, 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 bă, nu semănau două. M-am uitat la Cătălin, îl pusese pe vikingul 10 cm, așa făcea, era cu măsurătoarea mână. 10 cm, 10. Și voi trei nu faceți 45 de... de genul ăsta. Eu nu, tu stai să s-a uită la mine, Luca. Eu am terminat, mă înțelegi? Okay. Eu stau după voi, nu știu ce să fac. Nu grei prostii? Pune mâna și lucră, ți-am zis să sistemezi set în față spații, sistem... nu mă interesează, tu nu ești... vreau să vă mizerie. Bine, atunci după aia nu mă spargeți. Nu vreau să vă mizerie, să fie tot curat. Wow, ordinat, pregătim totul. Cu curatul facem farfuria. Dacă eu zic că așa se face, așa îl faci cum zic eu. Eu înțeleg, dar nu sunt de acord. Putem face cum vreau ei. Bă, și după ce căs patru, își mai dau și în cap între ei, adică la modul ăla. Și am zis, bă, las, e bine că e la ei. Și spun Robert, Robi, fă-și-mi un popcorn repede, te rog frumos. Amoviu! Fă-și-mi un popcorn ceva, eu, Caterinca, să nu știu ce. De ce le-am pus una peste alta? Ca să le iau la mână iară, bara bun. Nu, șef, nu l-am și eu asta liniștită, scoate-mi asta de aici. Bă, și nu trec 5 minute că începe scărlătesc. Hai mă, hai mă, că zici că nu, fii atent. Dă-le pe astea la o parte, dă-le la o parte, dă-le de aici, astea două, ia-le de aici. Bă, ce e așa de greu? Mi le-a pus la îndala, bă, și când vreau să le umplu, trebuie să iar să le iau la mână, să le trag deoparte, să-mi fac loc, să... Păi de ce le pui aranjate, frumos? Pune-le, bă, hai, mă, reagnare, bă, zici că vorbesc cu un... Bă, și la un moment dat nu mai m-am apucat nervii. Dă o de treabă, că n-ai niciun... Bă, pleci dintr-un capă și nu te duci nicăieri. Ce cu? Nu le mai pune încăr una peste alta, pune una lângă alta ca să pot să le umplu mai repede. Zici că ești nebun, pe bune? Bine. Dacă le puneai din prima așa, e munca în zadar, băi. Pentru că n-a înțeles să mi le pună pe o tavă și să le acopere cu prosop.